Suplimentele. În mod normal există două tabere majoritare. Cei care merg la sală și iau suplimente în cantități uriașe și de cele mai multe ori nu știu exact ce iau și pentru ce le iau, și cei care se feresc de suplimente considerând că sunt total dăunătoare. Din nou, pentru că nu le înțeleg și e mai ușor să le eticheteze așa. Eu ca și nutriționist le văd total diferit, pentru că organismul tău le vede diferit și sper că într-un anumit punct să fie mai bine înțelese și folosite corespunzător. Există multe tipuri de suplimente și trebuie să recunosc că unele sunt efectiv risipă de bani, în special dacă nu sunt folosite în contextul potrivit, dar sunt și altele care își merită banii și aprecierea. Astăzi vă prezint recomandările mele și sper ca până la sfârșitul videoului să aveți o imagine mai clară, așa că așezați-vă confortabil, hai să începem! Suplimentele. Foarte, foarte neînțelese, mulți oameni se sperie de ele, alții le cumpără în prostie fără să știe exact ce le trebuie și cred că dacă cumpără mai multe e cu adevărat mai bine și nu e adevărat. Eu o să vă dau lista mea de recomandări de la Genius Nutrition, deja lucrez de 8 luni de zile cu ei, sunt foarte mulțumit de produsele lor, de foarte bună calitate pentru toți cei care sunt interesați. Și o să vă dau recomandările mele sincere, o să vă dau ceea ce consider că merită să cumpărați. Nu vă recomand boostere de testosteron, nu o să vă recomand arzătoare de grăsimi, că nu merg. Nu au suportul științific al literaturii și nu cred că merită investiția voastră. Ce sunt suplimentele totuși? Pentru că mulți oameni nu știu treaba asta. Suplimentele sunt nutrienți din alimentație într-o formă concentrată. Repet, nutrienți din alimentație într-o formă concentrată. Nu sunt steroizi, nu sunt droguri, iar dacă nu mă credeți pe mine, puteți să intrați pe site-ul Autorității Europene de Siguranță Alimentară, unde așa le definesc chiar ei, e practic instituția care se ocupă de legile distribuirea acestor produse și o să vedeți acolo că le numesc de mai multe ori alimente. Așa că stați liniștiți, nu sunt droguri, nu sunt steroizi, pentru că niște oameni mai mari decât voi le iau la sală. Bun, vreau să înțelegeți că suplimentele au rolul de a suplimenta alimentația, nu de a o înlocui. E responsabilitatea voastră să vă faceți o alimentație cât mai bogată și echilibrată și ar trebui să tratați suplimentele ca un lux, nu ca o necesitate. Până la urmă puteți să aveți rezultate foarte bune și fără ele și chiar un om normal poate să consume suplimente, nu trebuie neapărat să mergi la sală ca să iei așa ceva. Așa că sper că am clarificat câteva lucruri, acum o să încep cu recomandările mele. Pentru că nu o să recomand de definire sau de masă musculară ceva, o să fie totul mai mixt, dar în același timp aceste recomandări se aplică la mai multe cazuri, pentru că proteina e folosită și pentru masă musculară și pentru definire. E un macronutrient foarte important, asta e proteina, are rol structural și funcțional. Organismul nostru e făcut din proteină și tu iei proteină din foarte multe surse alimentare, o iei din carne, o iei din ouă, o iei din plante, există foarte, foarte multe surse, suplimentele sunt altă sursă, e practic lapte, pentru că de acolo vine proteina asta la tub, vine din zer. Bun, de ce cantitate de proteină ai nevoie? Probabil te întrebi. 0,8 până la 0,9 pentru cei pe kilogram corp, pentru cei foarte sedentari, care nu fac absolut niciun fel de activitate. 1,2 până la 1,4 pentru cei care au puțină activitate, dar nu sunt foarte, foarte activi. Și aș recomanda 1,4 până la 2 grame pe kilogram corp pe zi de proteină, dacă mergeți la sală, dacă vă antrenați intens. Iar dacă sunteți la un procent foarte scăzut de grăsime și vreți să continuați să slăbiți, vă recomand 2,1 până la 2,5 grame de proteină. Acum, proteina e făcută din aminoacizi, vreau să vă imaginați camera asta ca fiind musculatura voastră, iar acest zid, proteina. Și aceste cărămizi care formează zidul sunt aminoacizii. Organismul nostru e făcut din proteine și proteinele sunt făcute din aminoacizi. Și există 9 aminoacizi esențiali, dintre care sunt 3, leucină, izoleucină și valină. Acești 3 aminoacizi esențiali formează 35% din musculatura noastră și probabil ați auzit de ei, sunt BCAA. Ideea în felul următor, zerul e cea mai bună proteină, pentru că nu numai că oferă cei mai mulți aminoacizi esențiali, dar oferă foarte, foarte mulți BCAA. Și acum o să vină prima mea recomandare.
v-aș recomanda, dacă puteți să luați un singur supliment, și atât, vă recomand iWell normal de la Genius. Am aici un iWell Isolate. Diferența între cel Isolate și iWell normal e că cel normal conține și creatină, care în opinia mea e cel mai bun supliment pe lângă acesta de atins necesarul proteic, deci conține și creatină, conține și enzime digestive pentru cei care au o anumită intoleranță, conține și vitamine și minerale. E un all-in-one absolut grozav, vă recomand aroma de căpșuni, mi se pare grozavă și am avut mereu feedback foarte, foarte bun la toate aromele la Genius. După care, pentru unele persoane care sunt, cum zic unii, ectomorfi, care nu pot să ia ușor în greutate, mulți vreți gainere. Ideea în felul următor, eu v-aș sfătui să nu luați gainere, pentru că gainerele sunt mai mult junk food, să fiu sincer. Se pun ingrediente destul de slabă calitate în ele și se pune foarte mult zahăr în mod normal. Dar la Genius există o excepție și chiar sunt foarte surprins că există așa ceva. IMAS-ul nu conține deloc zahăr, iar ingredientele care sunt acolo sunt de cea mai bună calitate. Așa că dacă vreți să luați un gainer, asta e recomandarea mea. E ori iWell pentru persoane normale, dacă aveți puțină burtică, iWell. Dacă vreți să luați în greutate, nu puteți să vă atingeți necesarul caloric și proteic, IMAS-ul e mult mai bun. Poate chiar să le combinați ca să vă atingeți necesarul proteic mai ușor. Bun, după care dacă aveți un buget mai mare și vreți să luați câteva produse, să vă faceți un anumit stack, v-aș recomanda iWay Isolate sau Whey Exchange. Diferența între ele e că cel Isolate e zero izolat și are mai multă proteină pe 100 de grame. Whey Exchange are enzime digestive, deci dacă aveți ceva intoleranță, Whey Exchange-ul e o opțiune mai bună. La acest supliment aș recomanda creatină monohidrată. Pe site la Genius mai există și CreaPure. CreaPure este o marcă germană de creatină care e foarte populară și au adăugat-o și cei de la Genius, dar vă spun, nicio diferență față de asta. Creatina monohidrată, un supliment grozav, am un video despre asta, vă recomand să vă uitați la el, prezint niște lucruri destul de interesante. Și aș mai adăuga un Fury. Fury este pre-workout-ul meu preferat. Sunt două arome care nici nu pot să le recomand suficient. Sunt absolut delicioase. Eu îmi pun gheață în shaker înainte să plec la antrenament. Atât de tare îmi plac. Cel cu măr verde chiar are gust de măr verde. La fel ca cel din mango și ananas. Sunt foarte, foarte gustoase. Iar după o perioadă vreau să știți că o să vă faceți toleranță la cafeina din ele. Pentru că cafeina e un nutrient care formează toleranță. Dacă vreți să vă scădeți toleranța, renunțați la cafea și la pre-workout-uri de gen și luați Whisper. Whisper nu are cafeină, dar în schimb are citrulină, beta-alanină, deci vă creează pumpare, vă ajută să rezistați mai mult la antrenament. E un pre-workout bun. Acum, dacă nu ați dat niciodată un pre-workout, nu vă imaginați că vă transformați brusc și deodată împingeți cu 50% mai mult. Ar trebui să vă ajute undeva la 15-20% la antrenament, dar e un câștig destul de mare. E destul de benefic. După care v-aș mai recomanda un iVitamins pentru a vă atinge necesarul de micronutrienți, de vitamine și minerale, și un omega-3. Omega-3-ul e destul de bun pentru a vă atinge necesarul de EPA și DHA, care sunt doi acizi grași esențiali, sunt esențiali pentru că corpul nostru nu poate să-i producă și sunt decât două surse foarte mari și importante unde putem să luăm, sunt ori din alge, cine naiba mănâncă alge, sau din pește. Iar având în vedere că România consumă de 3 ori mai puțin pește decât media europeană, aș spune că e destul de bună o investiție de genul. Nu te costă mare. Bun, o altă opțiune ar fi, dacă nu vreți să le luați pe acestea două și vreți decât să luați un supliment, să scăpați de toate tuburile din casă, să luați un Elite Pack. Elite Pack-ul e un mix de tot ce vă trebuie atunci când vorbim de micronutrienți, mai are și coenzima Q10. Iar dacă vreți să mai adăugați și o proteină de noapte, vă recomand IsoMilk. IsoMilk mimează rația de proteină din lapte, 20% zer și 80% caseină, cu caseina are degajare lentă, iar zerul are acționare rapidă și aveți niște extra BCAA acolo. Și cam asta e totul, v-aș mai recomanda aici numai dacă aveți prea mulți bani și nu aveți ce face cu ei, să investiți în BCAA X5. E foarte gustoasă, e un extra de BCAA,
fără calorii, prea multe, vine foarte puține calorii. Dar ideea e în felul următor, primeți foarte, foarte mulți BCAA din zerul normal, adică o porție de iWhey normal, mi se pare că are 6,9 grame de BCAA, e foarte, foarte mult. Și cam astea sunt recomandările mele. Dacă mai vrei ceva pentru articulații și cu suportul literaturii, e Flex, Flex Gen. Are ingrediente precum glucosamin sulfat care funcționează, ajută la articulații, dar cel mai bine ar fi să fiți foarte atenți cum vă antrenați, pentru că articulațiile nu se recuperează atât de repede ca și musculatura. Chiar trebuie să aveți grijă de articulațiile voastre. Și cam astea sunt recomandările mele. Sper să vă ajute, sper că aceste produse să vă ofere rezultatele de care aveți nevoie până la urmă. Mai sunt găsiți și alte produse foarte bune la Genius. Batoanele proteice sunt deosebit de gustoase, chiar sunt foarte, foarte gustoase. Unde arahide și așa mai departe, și știu ce produse urmează. O să vină și o proteină vegană care la macronutrienți arată super, super. Și cam asta e totul. Sper că v-a plăcut, sper să vă ajute aceste produse. Eu sunt Andul, ne vedem în video următor. Dacă sunteți noi pe aici, abonați-vă la canal. Mă găsiți și pe Instagram și pe Facebook. Și ne auzim în curând. Pa, pa!